Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Gemeni. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-16 august 2021. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith în Gemeni. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Gemeni în perioada 1-16 August 2021, evenimente importante Gemeni. Deci am băgat cărțile astea două înapoi și tot ele au ieșit. Nu știu, la toate zodiile a ieșit o energie destul de toxică astăzi, nu știu ce a fost. Capricorn, Fecioară, Taur, Balanță. Aici sunt trei persoane, clar. Ori, doamnele, aveți două fete sau doi copii, doi băieți. Poate chiar două fete și doi băieți. Aici e o chestiune foarte toxică. Foarte toxică. Și anume, voi trebuie să stați să vă gândiți foarte bine la treaba asta. E ceva și aici financiar foarte toxic și mai mult de atât e o decizie. Și trebuie să stați să vă gândiți foarte bine ce faceți pe mai departe. Nu știu în cine aveți voi încredere, dar dacă este vorba de un grup de prieteni sau un grup de femei, femeile astea nu vă vor bine. Poate sunt prietene, poate sunt din familie. Este ceva... Nu este ceva curat aici. Ceea ce vreau eu să spun, că este posibil pentru câțiva dintre voi, cineva să vă sfătuiască să ieșiți din toxicitatea asta, practic, pentru că este posibil să faceți parte dintr-un grup sau voi să sfătuiți pe cineva, că face parte dintr-un grup sau persoanele de lângă nu sunt sincere sau cineva vă sfătuie că nu sunt sincere persoanele astea sau o persoană anume, iar voi trebuie să luați o decizie foarte importantă. Pentru alții dintre voi aveți de a face cu o persoană vicioasă, poate este chiar copilul vostru sau poate este chiar cineva din familia voastră. Încercați să ajutați persoana asta și nu mai știți cum. Practic, sunt mai multe persoane implicate și vreți să scoateți persoana asta dintr-un anturaj urât. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Gemeni, 1-16 august. Dacă este vorba despre locul vostru de muncă, ceva este ascuns acolo. Sunt niște minciuni, 7 de săbi cu împărăteasa, exact. Cineva minte aici. Dacă este vorba despre mama persoanei voastre iubite, este o persoană foarte falsă. Este o persoană care încearcă să vă dea la o parte din relația cu persoana voastră. Decizia va fi să puneți punct. Dacă este vorba despre o relație, decizia va fi să puneți punct cu această persoană care este toxică. Persoana asta poate fi din zodia Pești, mai văd. Sunt foarte multe zodii aici. Rac pe Scorpion, Gemeni, Balanță, Taur, Berbec. Am mai văzut aici iar Balanță, Capricorn, Fecioară. Decideți să puneți punct acestei situații. O persoană care doar se distrează, o persoană, există o a treia energie și anume o fecioară. Poate persoana asta vă înșală cu o fecioară. Împăcarea asta nu o să aibă loc. Cineva minte și este o persoană foarte rece. Toată suferința asta trebuie să ia sfârșit. Eu simt că cineva aici va manipula și pe partea financiară, cineva v-a făcut rău pe partea financiară. Este posibil ca cineva să vă fi făcut rău pe partea financiară și anume să fi fost o chestiune de, nu știu, văd în clar viziunea mea că persoana asta e atât de răzbunătoare, orică este vorba de persoana voastră, orică este vorba despre o a treia energie, dar cineva vă distruge munca și prin lucruri oculte, dar și prin faptul că vrea să meargă acolo să vă facă probleme la locul de muncă. Și dacă este persoana cu care trăiți, este cineva care să răzbună pe voi, pentru că voi nu vreți să mai dați persoanei astea nimic. Pentru alții dintre voi poate fi o afacere de familie.
Clar, clar. Cineva ar face orice pentru bani aici. Orice, regele de săbii 7, de săbii și 10 de pentacule. Orice ar face pentru bani. Persoana asta este o persoană sadică. Nu ține cont de sănătatea voastră, nu ține cont de starea voastră, nu ține cont de faptul că voi știți adevărul. Persoana asta își explorează opțiunile și întotdeauna are în paralel un plan B. Drumurile acestei persoane se vor închide pentru ceea ce v-a făcut și nu numai vouă, pentru că mai sunt aici încă două femei, dacă sunteți doamne. Sau încă doi bărbați, dacă sunteți domni. Drumurile acestei persoane se vor încheia în acest domeniu, ca să spun așa, pentru că persoana asta este ca și cum trăiește pe spinarea femeilor. Aici a fost și un săgetător de care această persoană și-a bătut joc. Sau voi vreți să vă despărțiți de persoana asta care poate fi și săgetător. Ok, poate avea săgetător sau persoana asta a mers și cu un săgetător. Dar este vorba despre cineva care n-are niciun fel de respect nici pentru el, dar nici pentru relația voastră. Vreau turnul. Turnul. Persoana asta plănuiește o altă relație. Regina de bâte, regina de monede, astea mai lipseau, că restul era regina de cupe, regina de săbi, împărăteasa. Persoana asta plănuiește o relație cu o zodie de foc, pentru că a fost părăsit în același timp de o zodie de pământ, zodie de apă și zodie de aer, de voi. Poate să mai fie persoana asta un bărbat din leu, berbec, săgetător, din câte văd aici. Regina de bâte. Regina de monede. Eu văd că persoana asta nu mai are nicio șansă cu celelalte. Ori aici situația e în felul următor. Ori vă întâlniți toate doamnele și vă spuneți, mie mi-a făcut asta și asta și asta. Ori voi dați de celelalte persoane și va fi ceva mai mult amuzant decât trist, pentru că persoana asta a crezut că nu vă veți întâlni niciodată sau nu veți afla niciodată de celelalte. Dar vă spun eu că drumurile se închid pentru această persoană, pentru ceea ce fac. Pentru ceea ce face, mă scuzați. Și anume, persoana asta s-a folosit financiar de foarte multe femei. Dar nerealizând nimic. Pentru că văd că este o persoană vicioasă care aruncă banii pe nimic. Singurile persoane care au luat bani la această persoană sau s-au folosit de finanțele pe care le-au luat de la voi, pentru cine e cazul, sau de la restul femeilor, a fost familia acestei persoane sau mama acestei persoane care este implicată în această treabă. Foarte urât. Dar ideea este că voi aruncați persoana asta în această perioadă. Atât am avut și pentru voi, cei din Zodia Gemeni. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.